Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimp, emisiunea de promovare electorală. Invitații de la această oră din studioul Capital TV sunt domnul Ilie Toma, candidat PSD pentru Camera Deputaților, și domnul Dan Bobouțanu, pe care nu l-am mai văzut de multă vreme și îl salut cu ocazia asta. Susținător al listelor cu candidați pentru Camera Deputaților și Senatul României. În același timp, Dan Bobouțanu este și primarul municipiului Hunedoara, asta pot să spun. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc pentru invitație, să rămână doamnelor, bună ziua domnilor, salut cu deosebit respect cetățenii județului Hunedoara. Purtăm măști în această emisiune pentru că municipiul Hunedoara în acest moment are o incidență a cazurilor de COVID ceva mai ridicată. Mai mult decât atât, chiar domnul Dan Bobouțanu, în instituția pe care o conduce, are un focar acolo. Discutam la un moment dat, domnule, cum ați reușit până acum să scăpați, ca să spun așa, să nu contractați acest virus. Mă bucur foarte tare. Și sper să rămâneți în continuare așa. În același timp, în Hunedoara s-au întâmplat și se întâmplă o mulțime de lucruri, unele nu plăcute, cel puțin pentru noastră ca administrație publică locală și ca, de ce nu, servicii medicale oferite cetățenilor. Vom vorbi și despre asta pe parcursul emisiunii, pentru că nu putem să trecem pe lângă ele. Dar aș vrea să ne axăm în principal pe, așa cum ați venit în calitate de susținător al candidaților PSD, și pe domnul Ilie Toma, care, iată, este prezent în studioul Capital TV. Să încep cu domnul Toma și o să spun așa. Domnule Toma, sunteți locul 2 pe lista pentru Camera Deputaților. Eu cred cu tărie că dumneavoastră veți prinde un fotoliu de deputat. Vă și doresc succes anticipat. Mulțumesc. Dar hai să vedem ce vă recomandă pentru poziția asta, numărul 2 pe listă. Dumneavoastră ați fost foarte mult timp și sunteți cunoscut, director la Casa Județeană de Pensii. De multe ori noi ne mai și întâlnim, că ne întâlnim și în viața de zi cu zi. Dacă stau de vorbă cu dumneavoastră, mă întâlnesc pe stradă sau undeva, nu trec 3 minute fără să sune telefonul, să întrebe cineva, ba de pensie, ba de cum să fac aia, ba de ce ar putea să facă, deci te țin în permanent contact cu oamenii. Și atunci, de ce vă doriți dumneavoastră un nou mandat de deputat sau de ce credeți că ați fost desemnat de către organizația PSD Hunedoara pe listele de deputați? În primul rând, vreau să-i mulțumesc colegului și prietenului meu, Dan Bobouțanu, președintele organizației PSD Municipiul Hunedoara și primarul Municipiului Hunedoara, pentru că am onoarea de a fi cu el la dumneavoastră în acest studio de televiziune. Și mulțumesc mult pentru propunerea și încrederea care mi-a fost acordată de către dânsul principal și de către organizația Municipiului Hunedoara. Și aș vrea să încep prin a vă expune următorul lucru. Partidul Social Democrat joacă ca și o echipă. Întotdeauna noi am jucat în echipă. Și de ce vă spun acest lucru? Am început munca de partid să fim membri activi, efectiv, în urmă cu vreo 13-14 ani, când procentele celor care ne votau în municipiul Hunedoara și în județul Hunedoara erau destul de scăzute, iar prin ideea de a fi cât mai aproape de oameni și a demonstra că putem să facem ceea ce spunem, să fim oamenii faptelor și nu ai vorbelor, am reușit în 2016 Dan Bobouțanu să câștige primăria municipiului Hunedoara, iar eu să fiu desemnat și atunci pentru un mandat de deputat în Parlamentul României. Acestea fiind spuse, pot să, cu tărie și cu responsabilitate, să vă spun că îmi mai îndoresc un nou mandat, pe lângă faptul că am fost propus de colegi și le mulțumesc încă o dată pentru căderea acordată. Din următorul punct de vedere, consider că
Mai am multe de spus, consider că mai am energie, consider că ideile sunt abia crescând la jumătate din ceea ce am învățat din experiența de parlamentar, din experiența de membru al Partidului Social Democrat, din experiența de a juca în echipă și din ceea ce a însemnat a fi aproape față de oameni. Și aș vrea să vă dau niște exemple foarte clare care, zic eu, că ne diferențiază față de colegii celorlalte partide contracandidați care sunt puși pe liste, care nu au nici expertiză, nici probitate profesională, nu au demonstrat nici măcar cei care au fost aleși parlamentari în mandatul 2016-2020 că vor să meargă la muncă și vă dau un exemplu foarte clar. De exemplu, ieri, în Senatul României ar fi trebuit să existe o ședință de plen prin care să fie votată legea dublării alocațiilor pentru copii în România. Nu s-a ținut această ședință, nu din cauza parlamentarilor Partidului Social Democrat, ci din cauza senatorilor Partidului Național Liberal și al celor de la USR. Dânsii încasează indemnizațiile, dar nu binevoiesc a veni la serviciu și să voteze. Aceasta este datoria unui parlamentar de a face legi, de a le susține și de a le vota. Cine încasează? Exact la fel. Stați că m-ați pierdut un pic. Cum adică? Și pe mine. Și pe dumneavoastră. Cum adică încasează indemnizații? Nu, cum adică nu mi-l lasă? Încasează indemnizații. Bun, aici avem acum, adică încasează, e foarte simplu și mi-asum responsabilitatea la tot ceea ce v-am spus. Și dați-mi, domnule, cu nume și nu merg parlamentarii Partidului Național Liberal și parlamentarii Partidului Uniunea Salvați România nu au participat pur și simplu la ședința de ieri, nu s-a constituit acel quorum de care este nevoie în orice ședință și nici la cea de săptămâna trecută. Cea de săptămâna trecută făcea referire direct la legea prin care trebuiau amânate alegerile în România, iar cea de săptămâna aceasta făcea referire directă la legea prin care trebuia votată legea dublării indemnizațiilor copiilor din România. Bun, aia cu amânarea alegerilor înțeleg că da, dacă o să vă uitați, deci aia înțeleg, dacă o să vă uitați pe site-ul Camerei Deputaților sau Senatului României, veți vedea prezența pentru fiecare parlamentar în parte. Pot să afirm cu tărie că eu nu am avut nicio absență până la ora actuală, la ceea ce a însemnat ședințele de plen. Sunt între primii 17, să zic așa, membri ai Parlamentului României care nu au absentat și uitați-vă și faceți o comparație cu ceilalți colegi care sunt parlamentari din județul Hunedoara, de la alte partide, și o să observați de câte ori a fost dânsii, care este prezența lor și care este activitatea lor în Parlamentul României. Ca și deputat de Hunedoara, vă spun că am avut 104 inițiative legislative, din care 52 au fost votate și au devenit legi. E foarte important să vă mai spun că am 90 de luări de cuvânt în 75 de ședințe de plen, cam 50 de interpelări și 11 declarații politice. Acest lucru constituie activitatea unui parlamentar pentru zona pe care o reprezintă. Și vreau să vă mai spun ceva. Din dorința de a duce cât mai departe doleanțele și inechitățile sesizate în teritoriu, am inițiat anumite legi pe care le-am promis în campania electorală din 2016 și acestea au făcut referință directă la persoanele vârstnice, la persoanele tinere și la persoanele de vârstă medie. Ca să începem cu persoanele vârstnice, vin direct și vă spun legea pensiilor 127 din 2019, care este cea mai corectă lege care a fost în România în ultimii 30 de ani, formula de calcul cea mai corectă din punctul meu de vedere și al multora care cunosc ceea ce înseamnă sistemul de pensii din România, lege prin care mamele cu mai mulți copii, mai mult de 3 copii, beneficiază de 6 ani reduceri la vârsta standard de pensionare, cu fiecare copil în plus, vor mai avea un an, tot la fel reducere la stadiu standard de pensionare. Acordul global va fi luat la calculul punctajului pensiilor. Pensiile sub 2000 de lei vor fi scutite total de impozit, iar pensiile pentru ceea ce depășește 2000 de lei, impozitul va fi scăzut de la 16% la 10%. Grupele de muncă, grupa 1, grupa 2 de muncă, grupă specială, grupă deosebită, vor fi luate în calcul și va fi un calcul corect și va fi un calcul care va elimina inechitățile și nedreptățile care au fost constituite de diverse temeiuri legislative care s-au suprapus de-a lungul timpului. Și vreau să vă spun că toate aceste idei
au plecat de la cei din teritoriu și în principal au plecat din județul Hunedoara. De ce vă spun acest lucru? Domnul primar Dan Bobotanu pot să vă confirme foarte clar, încă din perioada 2012-2016, când eram director al casei județene de pensii în Hunedoara și dânsul era viceprimar la Hunedoara, aveam întâlniri foarte dese cu reprezentanții persoanelor vârstnice, cu reprezentanții pensionarilor. Pot să vă dau un exemplu foarte clar, legea 221, prin care repara inechitățile și nedreptățile la grupele de muncă, 20 de ani de grupă subterană, este vorba despre mineri, și 25 de ani de grupa întâi de muncă la siderurgiști. Aceste legi au fost constituite exact pe cerințele din teritoriul și un înflăcărat coleg al nostru, care ne aduna la vremea respectivă, nu mai este printre noi, profesorul Adrian Anghelescu, împreună cu domnul primar Dan Bobotanu, constituiau acele întruniri în care se spuneau doleanțele celor care vreau să schimbe anumite legi și pe bună dreptate, pentru că erau nedreptățiți de toate temele legislative care existau până acel moment. Așa este. Domnul o altă Toma, temă, când îl pornești pe Toma la pensii, nu-l mai oprești. O altă temă de campanie, două minute vă rog, să mai acordați, a fost interesul față de persoanele tinere. Și aici am contribuit foarte clar la legea prin care se acordau credite avantajoase pentru cei care își achiziționau prima locuință, la legea prin care școlile dual profesionale au devenit o realitate, și la legea start-up-urilor, prin care s-au constituit zeci de mii de locuri de muncă, s-au constituit zeci de firme și care a venit în ajutorul tuturor tinerilor care nu aveau un loc de muncă până acel moment și și-au constituit o firmă, și-au constituit o afacere și-au dus-o mai departe. Pentru persoanele de vârstă medie, fac referire direct la legea salarizării, la legea salariului minim pe economie și la toate acele legi care au adus bani în buzunarele românilor, bani de altfel meritați și care de-a lungul timpului cei care erau la guvernare nu prea i-au băgat în seamă, în afară de tot ceea ce a însemnat guvernarea Partidului Social Democrat, care întotdeauna a fost aproape de români. Ok, dar cum e cu impozitarea pensiilor, cele mai mari de 2000 de lei, de exemplu, sau aveți vreun proiect? Am eu o întrebare, da. Vă rog. Aș vrea eu să... O întrebare? Vreți să mă întrebați pe mine sau pe domnul? Pentru asta așa, să facem emisiunea mai interactivă, așa, ia fără prea vedem. Multe date. Oamenii aceștia merg în Parlament și fac legi. Da, de la PSD, de la PNL, de la USR. Dom'le, știți care e partea proastă? Că legile astea nu se prea fac cum trebuie sau de multe ori nu se prea fac pentru în sprijinul autorităților locale. Și ăsta este un asta argument. E pentru domnul nu, Toma. Este un argument ca să-l susțin pe Puiu și lista de candidați, pentru că oamenii vorbesc foarte mult despre pensii. Și aici în emisiunea la dumneavoastră vin eu, care sunt susținătorul listei de candidați, și le dau două teme de casă, se poate? Știu că sună ciudat așa, susținătorul de temă de casă. Ziceți? Le dau de da, lucru, da, da, de să-și de merite votul. Ia. Yeah. Odată să discutăm despre pensiile de peste 2000 de lei, a căror impozitare... Deci, iată, vine la UAT. Spectator, două secunde să nu vă uitați vorba, dar nu vă uitați cu siguranță. Dovada faptului că nu suntem vorbiți, chiar dacă e emisiunea de promovare electorală, domnul Toma deja are ochii mari, vrea să vadă ce zice domnul Bobotanu, iar eu mă uit și dacă cât se poate de cu interes pot, la ceea ce nu spune. Nu pot să susțin și alte partide, dar la fel le dau aceeași temă. Adică asta e o temă generală. În Parlament, da, iar impozitarea pensiilor de peste 2000, această sumă să se întoarcă la UAT-uri. Noi, Petroșaniu, Lupeniu, Uricaniu, Bradu, toate orașele monoindustriale, orașe care au avut minerit și siderurgie, suferim de lipsa banilor care ar trebui să fie plătiți către UAT-uri. Corect. Dacă ați lucrat în minerit și aveți o pensie de 2000, impozitul respectiv se duce la bugetul de stat. Păi de ce nu se duce la localitatea unde domiciliază pensionarul? Știu, nu sunt sume poate foarte mari. La noi, din ce am socotit în urmă cu câteva luni de zile, erau aproximativ 1 milion de lei din aceste impozite pe an, dar atenție, pensii care au putut fi identificate de noi și nu pensiile speciale, că mai avem vreo 3000 și ceva de pensii speciale numai în Hunedoara.
Dar să știți că pensiile speciale nu înseamnă pensiile parlamentarilor. Atenție mare! Nu, înseamnă din astea de mea aici. Așa, bun. Așa. Asta e o chestie pe care nimeni n-a reglementat în mandatul care se încheie acum. Dar nici nimeni. Nu cred că s-a gândit cineva. Eu, calitate de vicepreședinte, ba, dacă am făcut o scrisoare deschisă către... împreună cu primarul Petroșaniului, vedeți, el e de la PNL, eu sunt de la PSD, și am cerut parlamentarilor să facă lucrul ăsta. Când? Și cred că în urmă cu vreun an de zile. N-au reușit să facă atunci, au și fost foarte multe lucruri legate de ceea ce spunea cu acele pensii în județul nostru, dar asta este o temă de casă. Și a doua temă de casă, deci să se întoarcă această cotă de impozitare către OAT-urile noastre. Că așa e logic și normal. Înainte, dacă nu greșesc, rămâneau la DEV, așa? Că aici era sediul central. Deci vă dați seama, toate impozitele pe pensii care se plătesc pe sora vita sau... Da, la DEV OAT rămâneau. Pensionarul de Hunedoara a contribuit la bugetul... Mai trebuia o pagină de Facebook, mai trebuia... Nu mai știu dacă acum este așa, dar trebuie reluată discuția. Și a doua, cotele din impozite pe salarii. Dumneavoastră sunteți cetățean al municipiului Hunedoara și lucrați în DEVA. Da, de fiecare dată vă găsesc în fața primăriei și începe să spuneți, doamne, drumul meu către casa care mi-a făcut-o, nu știu pe unde, nu e asfaltat, n-am apă, n-am canalizare, n-am infrastructură, într-un cuvânt. Plătesc impozii și taxe. Păi și eu vă spun, domnule dragă, dumneavoastră plătiți cam 1000 de lei pe an pe proprietatea respectivă, teren și casă, da? 1200, să zicem. Problema este că dumneavoastră plătiți foarte mult impozit pe venit statului român, iar cota aparte se întoarce primăriei din Deva și nu din Hunedoara unde locuiți. În situația asta noi avem cam vreo 5.000 de hunedoreni care pleacă și lucrează în alte localități, nu doar în Deva, și în alte localități din jurul Hunedoarei, da? Tot impozitul pe venit care se reîntoarce înapoi la OAT-uri, se reîntoarce oriunde, numai la primăria Hunedoara. Dar omul vine și spune pe bună dreptate, uite și pe fluturașul meu, că mi se reține 500 de lei pe lună impozit. Cum nu ai bani la primărie să-mi faci? Păi, da, păi până explic eu că de fapt e acolo și cu tare. Astea două probleme, sunt convins că puiul le va susține. Puiul Toma. Păi, adresăm așa mai familiar, să nu fii prea scorțoși. Așa mi se spune mie de când eram Ilie Toma. Copil în teren. Am discutat despre modul cum s-a acționat 4 ani de zile. Mandatul lui, care se încheie, a fost pregătit cu câțiva ani de zile înainte de a intra în Parlament. Pentru că noi, acea asociație care și-a propus atunci să reglementeze pensiile în municipiul Hunedoara, a funcționat cu vreo 3-4 ani înainte de a intra în Parlament și s-a ținut de cuvânt. Eu consider că este un om de cuvânt și poate să soluționeze multe probleme pentru cetățenii din Hunedoara. Evident că mă surprinde și pe mine, ca și pe dumneavoastră, faptul că auzim, și nu doar de la domnul Toma, auzim și de la televiziunile centrale, că parlamentarii nu merg la lucru și sunt pontați. Păi, da, o fi legal? Păi nu-i. O fi legal să-și încaseze și indemnizațiile? Cu siguranță nu. Adică, oare noi când ne vom schimba mentalitatea ca și popor? Adică în momentul în care îl trimiți pe cineva în Parlament, îl trimiți că era șomer și dai o slujbă? Păi de ce să fac asta? Hai să asta, trimitem oameni competenți pe care să-i putem atrage la răspundere cu adevărat. Dacă oamenii nu-și fac treaba, eu întotdeauna am ieșit și am spus, l-am sunat pe Toma, era în Parlament, a zis că nu poate vorbi, că e la comisie și afară, că a luat foc. Uite ce problemă avem, du-te și o rezolvă, că de-aia sunteți acolo. Și așa am făcut cu toți. Și cu toate certurile noastre, n-am rămas niciodată dușmani. Certuri, pentru că certuri în ghilimele, i-a spus acum trebuie, a fost cu legea bugetului, au fost multe, multe chestii. Oamenii ăștia au ținut fiecare cu orașul care i-a trimis acolo, nu neapărat cu organizația de partid, că nu e doar organizația, este faptul că aparții unui oraș. Și el a ținut cu municipiul Hunedoara și a susținut ceea ce am făcut în cei 4 ani de zile în municipiul Hunedoara. Și mai au o calitate toți oamenii de pe această listă a Partidului Social Democrat. Poate o să vă surprindă, dar pentru mine asta a fost definitorie ca să fie în emisiune asta. Pentru că altfel nu aș fi susținut, aș fi eschivat. Serios? Și aș fi zis că-s buni, dar n-aș fi ieșit să zic ceva de rău, dar nici susținere n-ar fi avut. Nu sunt trădători.
Oamenii aceștia, în 4 ani de zile, au fost supuși la foarte multe presiuni pentru a schimba guvernul cu tare, pentru a face nu știu ce moțiune de cenzură. Nu și-au trădat partidul și votul, că nu e vorba că n-au trădat PSD-ul. Asta poate este irelevant în societate. N-au trădat votul cetățenilor și au rămas în același partid pe care l-au votat cetățenii în urmă cu 4 ani de zile. Și Puiu, și Cristi Răzmeriță, și Natalia Intotero, și domn general Sălan, sunt acolo tot de la PSD. Faceți dumneavoastră un calcul și uitați-vă puțin, hai poate nu județ, uitați-vă județele și din jurul județ nostru. Avem exemple. Și în județ avem exemple. Nici nu m-am uitat foarte atent. Dom'le, știți ce mare calitate este asta în condițiile în care toți devin traseiști, toți peste noapte traseiști, astăzi îl votez la PSD și mâine la Pro-România și te gândești, bă frate, suntem și dușmani. Sau, bine, se duce la PNL, că nu e nicio soi de problemă. E, calitatea aceasta de a nu trăda, de a discuta cu primarii, că a discutat nu doar cu primarii PSD, că sunt convins că dacă îl sună Florin Oancea, nu are Toma o problemă să nu-l ajute dacă poate, că nu punem interesul de partii prima dată, a reușit să pună interesul omului prima dată. Este un lucru pentru care vine la emisiune și pentru care îl susțin și nu sunt la prima emisiune, dar le-am spus-o de la început. Vreau să fiu și eu convins. Dacă, cum ar suna primar ales PSD și îl pleacă la alt partid, ce ar spune oamenii ăia? Pentru că voturile nu le ai doar pe tine, pe persoană fizică, le iei și pe sigla de partid. Asta o știm toți, da? E, eu cred că acești oameni vor reuși să se impună și noul parlament și vor avea inițiative legislative care să mulțumească și cetățenii din județele unde au fost aleși. Am înțeles lucrul ăsta. Iată, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră acum, constat că nu numai la Hunedoara, ci la modul general, cred că lucrați în echipă. Aș extrapola un pic și aș spune că voi, cel puțin din ce am văzut eu, sunteți ca o mică familie, așa. În familie mai există și contraziceri și toate alea, dar sigur, faceți în așa fel încât lucrurile să meargă înainte și să meargă bine. Revin la munca asta în echipă. Munca asta în echipă a dat la locale, din ce am văzut eu, un scor de invidiat. 14.000 de voturi. Așa este. În municipiul Hunedoara. Nu a obținut nimeni în istoria post-decembristă. Și pentru PSD a fost formidabil în condițiile în care era primul nostru mandat de primar, dar, repet, ați lucrat în echipă. Acum, eu aș extrapola un pic și aș spune că pe chestia asta eu aș muta reședința de județ la Hunedoara, că... Votez pentru. Deci aș muta-o de acolo, primar. Că aici am văzut că primarul reședinței de județ a avut 7.000 de voturi, deci... Nu din cauza asta, eu votez pentru să mutăm reședința în orașul care a dat și numele județului. Da, exact, eu din multe motive aș muta reședința. Domnul Toma, ce știți de chestia asta? Ar fi posibil oare... E greu. E complicat. E o problemă complicată, dar vreau să revin la întrebările și la temele pe care domnul primar Dan Băbăuțanu le discutase la începutul discursului. Dar înainte de a reveni la asta, aveți acolo vreo 2 kg de hârtie sau unul, cel puțin. Ce reprezintă? Sunteți un moderator foarte profesionist și schimbați ideile așa și frecvență. Păi nu de altă, dar până mă spuneți poezia și vreau să fie o chestie cât se poate. Un program de guvernare care, așa cum v-am spus, este aproape de oameni, vine cu soluții, vine cu tot ceea ce înseamnă soluții în sănătate, pentru că Partidul Social Democrat, să știți că nu ține cu tot din adinsul să fie alegerile pe 6 decembrie, noua echipă a Partidului Social Democrat își dorește, în primul rând, să dea o mână de ajutor în ceea ce înseamnă protecția semenilor noștri. Securitatea și sănătatea cetățenilor României sunt cele mai importante idei pe care Partidul Social Democrat le promovează și pe plan politic, și pe plan administrativ, și în programul de guvernare. Aici sunt soluții concrete. Acest program a fost făcut public, detaliat, chiar înainte de data de 6 decembrie, pentru că s-a observat Partidul Național Liberal nu are nici dorința, nu are nici idei și nu are niciun program de guvernare predictibil care să arate, domnule, astea sunt soluțiile. Și acum revin, după care voi discuta din nou despre programul de guvernare, la ceea ce domnul primar Dan Băbăuțanu spunea,
și despre ideile dânsului legat de cota de impozitare pe pensii, ceea ce înseamnă mai mult de 2000 de lei, pe cota de impozitare pe salarii. Într-adevăr, procente mai sănătoase sau dacă nu chiar în integralitate, aici trebuie să intervină factorul de specialitate din ministere, comisiile de specialitate și discutate să se întoarcă către primăriile, acolo unde practic domiciliază cei care lucrează în alte localități, că de fapt asta era ideea. Ducând mai departe ideile dânsului, vreau să vă spun că noi am colaborat dintotdeauna. Chiar dacă au existat contradicții, chiar dacă poate de multe ori nu am avut ideea despre a face un lucru exact la fel, când s-a luat o hotărâre într-o organizație, noi am dus ideea mai departe, fără a cârcoti și fără a discuta de ce trebuie eu, chiar dacă nu sunt convins, m-au convins colegii. Uite, așa se face pentru că este mai bine pentru mai mulți. Și din discuțiile noastre vreau să vă spun, și într-adevăr și anul trecut ne-a spus aceste idei legate de cotele de impozitare, dar nu s-au putut înfăptui. De ce? În noiembrie 2019, Partidul Național Liberal, deși avea mult mai puțin membri, prin diverse manevre politice și cu celelalte partide politice și celelalte partide politice constituite de acei parlamentari trădători, au votat să iasă de la guvernare Partidul Social Democrat și au votat să vină la guvernare Partidul Național Liberal. Partid Național Liberal, care, inclusiv legea bugetului de stat, care este una din cele mai importante legi în România, nu a fost trecută prin Parlament și a fost asumată. Oare toate aceste cote de impozitare pot fi modificate exact prin legea bugetului în România? Ce se modifici, ce lege se modifici dacă și-o asumă și nu o trec prin Parlament? O lege prin care a bugetului spun dânsii că au bani pentru salarii, că au bani pentru pensii, că au bani pentru alocații. Vedeți că toate aceste lucruri pe care au spus au fost niște minciuni sfruntate. La pensii există acea lege care v-am spus că este foarte bună și care anul acesta impunea creșterea cu 40% a pensiilor. Au crescut doar cu 14%. Eu consider că 26% au fost furați bani din pensiile românilor. De asta pensiile vreau să vă întreb. Ok, România. Cu 14%. Dar de ce n-au dat cu 40%? De ce ăștia 26% unde s-au dus? Și spun că nu sunt bani. Că vreau să vă întreb dacă dumneavoastră erați la guvernare, asta, de unde erau asta. Bani? Partidul Social Democrat întotdeauna și-a dorit de la partidul de guvernământ să transmute mai multe idei. Ce se întâmplă cu banii României? Ce se va întâmpla cu bugetul pentru anul viitor? Ce se întâmplă cu rata de șomaj în România? Câți români au sosit din străinătate? Că e foarte important în condițiile unei crize economice pe care dânsii, de fapt, declară că au creștere economică, iar Comisia Europeană spune că este în regres economia României și cu siguranță așa este, pentru că s-au oprit destule firme pe ceea ce a însemnat criza pandemiei, firme care aduceau bani la bugetul de stat. Deci sunt minciuni sfruntate. Vreau să mă axez mai mult pe ideea de colaborare între parlamentari și primari, pentru că de aici pleacă, să știți, primarul are mult mai multe întâlniri cu cetățenii în teritoriu. Noi 3-4 zile suntem la București, după care ne întoarcem acasă și încercăm și noi să recuperăm din ceea ce înseamnă viața în teritoriu, dar este foarte greu, o zi pierzând-o pe drum, du-te și vină. Unele din ideile din noua lege a achizițiilor publice, care nu este cea mai bună, dar întotdeauna este perfectibilă, din ideile care au îmbunătățit această lege a achizițiilor publice, să știți că au venit de la Primăria Municipiului Hunedoara, prin vocea și prin colegii domnului primar Dan Bobuțanu. A fost o colaborare intensă la acea vreme, însă mai există și acum îmbunătățiri de adus. Chiar am avut discuții pe această temă. De fapt, fiecare primar, îndatorirea lui este să facă cât mai multe proiecte pe ceea ce înseamnă fonduri europene. Îndatorirea unui parlamentar este să facă legi cât mai accesibile pentru a putea întocmi aceste proiecte. Și în programul de guvernare al Partidului Social Democrat, să știți că există continuitatea a ceea ce a însemnat PNDL-urile, PNDL 1, PNDL 2, PNDL 3 chiar trebuia să fie legat și de alimentarea cu gaze și cu energie, dar vor fi sub o altă formă, se va constitui un fond național de investiții, se va constitui un registru unic pentru transparență ca să se vadă investițiile care au fost făcute, unde au fost făcute, proiectele de care este nevoie
și care sunt cele mai importante pentru România. Ei, în spiritul acestui lucru, să știți, se pune foarte mare importanță pe tot ceea ce va însemna fonduri europene, atragerea de fonduri europene, proiectele pentru fondurile europene. Întâi, investițiile și tot ceea ce se poate face să fie făcute din fondurile europene, doar unde nu se vor încadra fondurile europene ca și proiecte, să fie investiții făcute de la bugetul de stat. Toate proiectele pe care dânșii, ca și primar, le vor face pentru îmbunătățirea calității cetățenilor din acele OAT-uri, pentru modernizare, pentru o Românie cât mai inteligentă, pentru un oraș cât mai inteligent, City Smart, cum se numesc, pe informatică, pe ecologie, pe transport local și interurban. Toate aceste proiecte vor fi proiecte pilot pentru programele europene, pentru proiectele fondurilor europene. Adică, prima dată, se va încerca să se cheltuie ceea ce vom obține de la Uniunea Europeană și abia ulterior să cheltuim ceea ce înseamnă fondul de investiții din România, de la bugetul propriu al României. Ei, acestea sunt idei foarte bune, idei pe care Partidul Național Liberal nu le promovează, evident că nici nu îi interesează probabil să fie cu sufletul cât mai aproape de români. Vedem și noi ce se întâmplă chiar la noi în oraș, pentru că și eu sunt locuitor al municipiului Hunedoara, cetățean al municipiului Hunedoara, nu m-am mutat niciodată de acolo. Acolo am locuit de 10 de ani, mai mult de 40 de ani și pot să vă spun următorul lucru, ceea ce se întâmplă prin închiderea piețelor, ceea ce se întâmplă prin transformarea spitalului de la Hunedoara în spital COVID. Acum piețele spital, la Hunedoara ați găsit o soluție, da? Din spital suport COVID nu este drept. Ați văzut acele... Spunea cineva, vă întrerup. Da, că, vă rog. Și că... Care ar fi istoria închiderii piețelor? Și că a trecut Orban pe lângă obor și a văzut el multă lume acolo și eu vă spun ce mi-a spus cineva din apropiere, ca să zic așa. Și că s-a gândit el, băi, ăsta este un mijloc de transmitere și de aici toată nebunia asta. După care, bineînțeles, mie mi-a plăcut ce s-a întâmplat în țară. Toți primarii au încercat să găsească soluții care erau la îndemâna acestora. Numai că mi-a fost mirarea că am văzut și primari PNL care au încercat să găsească soluții. În același timp, mediul online e plin de fotografii cu supermarketuri ultra-aglomerate și piețe goale. Cum comentați chestia asta cu închiderea piețelor, ultima găselniță din puțul adânc al gândirii lui celui care a dat această dispoziție? Nu știu cine îl sfătuiește, că ar fi interesant de văzut acolo ce Iohannis. Cine te sfătuiește. Credeți? Am văzut și partea... În mare parte. Iohannis nu sfătuiește, Iohannis eventualului... Partea umoristică în unele primării... Îi spune gama în care să cânte. Se apucaseră să-și dărâme zidurile, să lase numai stâlpii de susținere ca să facă aeraj în piață. Deci vă dați seama. Hai să fii serioși. Deci mai mare, cum să zic, o decizie atât de greșită, eu n-am mai auzit la nivel național. În Hunedoara, piața noastră are... Cum să zic eu, două clădiri una lângă alta. De fapt, e una singură, dar hala, sunt despărțite printr-un zid. Hala, unde vin producătorii și comercianții și un magazin, să nu-i dau numele, să-i fac reclamă, da? Magazinul e deschis, acolo se vând, evident, și legume, fructe, și lapte, și tot ce trebuie. Da, din acelea fără gust. Și în partea cealaltă, comercianții a trebuit să-i mutăm în piața volantă care am pus-o la dispoziție. Care e logica? Logica este că vrem să arătăm că am luat măsuri pentru stoparea pandemiei, pentru combaterea virusului. Sigur, suntem obligați să luăm, pentru că oamenii se uită ce se întâmplă în societate și așteaptă reacții de la conducători, că e o chestie de logică. Domnul Bubu, dar măsurile trebuie să le iei bune. Mama lor de reactiv, vreți să vă dau eu reacție? Că v-am spus, nu știți foarte bine, nu fac parte din niciun partid. Dom'le, reacție, m-am dus în piață să caut țăranul, să cumpăr mere. Mie îmi plac merele. Am găsit. Că nu mai erau țărani, nu puteam să stea în frig. Nu puteam. M-am dus la un magazin
Și am cumpărat o caserolă de mer care arătau pinișor. Nu le iau pe alea cele mai strălucitoare, cele mai frumoase, că e durere. Și zic, azi, cred că astea sunt ce trebuie. E poveste de aseară. Am așa acasă 6 mere în caserolă, cât de cât, le desfac, le spăl, le... Mă rog, mie îmi place să-l tai cu cuțitul. Mușchi din el avea gust de plastic. Da, sunt convins. Nu, dar știi ce atunci... mă surprinde? Că degeaba, bun, și mass media totalitatea spune, nu e o măsură bună, uitați, avem niște analize, întrebăm oamenii. Ei sunt consecvenți. Sunt consecvenți în a lua măsuri proaste. Și prostii consecvenți, să știți. Și merg mai departe. De exemplu, s-a atras atenția asupra faptului că dacă ai alegeri locale, cum am avut noi în septembrie, la finalul septembrie, nu este bine să deschizi școala înainte, după care iarăși o închizi ca să faci secțiile de vot, după care iarăși o deschizi, doar toate infectările care au dat peste noi, care au crescut în ultimele zile, sunt tocmai datorită faptului că la momentul respectiv s-au amestecat și copiii, și votanții, a fost un haos. Trebuia să votezi, pe care frumos dezinfectai tot ce era acolo și deschideai școala cu anumite norme, cu tot. N-au ținut cont de asta și nici asta cu alegerile nu țin cont. În momentul de față se observă, cum să zic eu, un grad de infectare liniar. Începe ușor, ușor să fie liniar. Cam 10.000, cam pe acolo. Bine, este enorm. Dar este liniar, vreau să zic. Credeți prostia asta? Chiar vă rog să mă credeți că... Eu nu. Din câte teste oare? Vă rog să mă credeți că el va exploda după alegeri la... Cel puțin, vor trece vreo 7 zile după care vor exploda. Ei știu lucrul ăsta, dar o țin una și bună, alegere. Ascund evident că nu este rău să ai legitimitate. Eu n-am spus lucrul ăsta. În momentul în care ești ales, te simți și tu mai stăpân pe tine, pe deciziile care le ai. Dar dacă ți se atrage atenția... Dacă ți se atrage atenția de către toată lumea, dom'le, de ce n-ai făcut ceva în perioada asta, de exemplu, să fi dat odată drumul la votul prin corespondență? Mi se pare o chestie foarte faină votul prin corespondență. Am urmărit cu atenție ce s-a întâmplat în America la alegerile prezidențiale. Dom'le, votezi acasă prin corespondență, nu trebuie să te deplasezi la secția de vot, mai ales în problema aceasta pandemie, unde este clar că infectările sunt comunitare și unde ne infectăm pentru că ne întâlnim unii cu alții, nu ne dăm seama care infectăm. N-au făcut nimic în sensul ăsta. Au condus România de un an de zile. De ce nu s-a putut face? Bun, o să mi se explice infrastructura necesară. Da, dar cum au condus-o, domnule? Vot prin corespondență. Plic în plic. Plic în plic. Vot prin corespondență. Trimit plicul din timp. Am înscris în registru unic al alegătorului în luna mai. Că știam că am alegeri în decembrie. Nu veniți să spuneți că nu știam. Domnul Bobăuțeanu, când eu mi-au consilier... Asta mă deranjează la clasa politică, dar atenție, aici nu e vorba numai când de PNL. E vorba de toți. Nimic. Închis piețele, duci oamenii la vot. Păi, stai să vă zic că sunt probleme cu reprezentanții din secțiile de vot. Sunt mulți oameni care se tem să meargă că se pot infecta. Va fi o prezență foarte scăzută la vot. Nu vei avea legitimitate ca și parlamentar. Pentru că tu vei avea foarte puține foarte voturi puține în spate. Dar mai contează? Contează, pentru că noi ca nație trebuie să ne schimbăm. Trebuie să înțelegem că progresul este dat de decizii corecte. De oameni înțelepți care să fie în aceste funcții. De oameni care știu ce trebuie să facă, nu oameni care au nevoie de servici și ajung în Parlament. Păi, ce n-am servici? Și ce fac? Te face un parlamentar. Bă, nu că iau listă de partii, votăm lista, da. Și totul bine și frumos. Da, mă gândesc că trebuie să Partidul Social Democrat a analizat foarte atent această listă. Dar am ieșit din întâmplare. Suntem și mulți primari în județul Hunedoara. Și primari zis, performanți, Dane, hai să fim mulțumesc. Primarii cei mai performanți. Haideți să vedem ce facem noi, pe cine trimitem, cu cine putem discuta, că dacă ați observat nu s-a schimbat lista. Deci înseamnă că noi am fost de acord toți. Pentru că nu există așa. Da, nu. Mă gândesc. Dar de acord cu PSD-ului se întâmplă ceva. Oameni ca ei trebuie trimiși în Parlament de la toate partidele. Și cetățeanul să voteze în cunoștință de cauză, nu pe fugă. Deci în 6 decembrie se va vota pe fugă. Mă iertați, dar asta este adevărul. Și dacă tot este un act democratic, îi rugăm să vină la vot. Dacă tot
se impun aceste alegeri, să le ducem până la capăt, să le demonstrăm că vocea celor mulți trebuie ascultată și dusă mai departe în Parlamentul României. Să nu se bucure de o prezență scăzută de la vot, că probabil asta și este ideea lor pentru care ascund gunoiul sub preș. Să fie cât mai scăzută prezența la vot, să-și scoată doar votanții dinșilor, dar nu știu, să știți că foarte mulți hunedorenci sunt aproape de Partidul Social Democrat. Partidul care le-a fost cel aproape timp de 4 ani, în ultimii, de 3 ani, 4 ani, în ultimul mandat. Și aș cu mai programe cere bune. Ceva să mai facă. Cui? Să termine odată parlamentarul, cu traseismul ăsta politic. Corect. Pentru că nu este normal ce se întâmplă. Ești ales, și revin la discuția... Da, aici sunt de acord cu dumneavoastră, ales, scriu. Ca da, ești ales la un partid și corect. Tu la finalul mandatului... Dacă dumneavoastră ca primar treceți la alt partid, da, vă pierdeți mandatul. Evident, și dacă un consilier local trece la alt partid, își pierde, mandatul. Dar dacă un parlamentar trece la alt partid... Și de aceea sunt acele... Și de aceea sunt acele, cum să zic eu, dezechilibre politice în Parlament, pentru că trecând imediat se face un nou grup parlamentar cu un partid de care n-ai auzit, pe care nu l-ai votat. Atenție, sunt partide pe care nu le-a votat nimeni. Și în momentul de față sunt prezente în Parlament. Corect? Și au decizii care influențează. Nu că a trecut de la PSD la PNL sau negativ. De PNL la PSD. Partide care nu au fost votate în urmă cu 4 ani de zile au reprezentanți în Parlament. Ei bine, știu, Curtea Constituțională a zis că nu știu ce, că nu știu cum. Dom'le, fă legea în așa fel încât să nu mai spună Curtea Constituțională. Păi nu e niciun jurist strălucit acolo. Dar, e un dar. E un dar. Marea majoritate a parlamentarilor fac intenționat acest lucru. Asta vreau să spun. Ca să se poată plimba ei dintr-o parte în alta și să vină să ne țină lecții. Și acum asta, sau lege prost făcută de la început ca să poată fi atacată. Cu intenție. Nu e cazul parlamentarilor. De aceea vreau să revin acolo. Pentru asta sunt aici. Oamenii ăștia n-au plecat. Dom'le, cu bune și cu rele, cu ceartă, cu muncă, poate cu eșec în muncă, n-au plecat. Și asta trebuie să apreciem toți. De aceea trebuie votată lista asta. Este un argument cu care vin în fața miilor de privitori a emisiunii dumneavoastră, pentru că aveți o audiență foarte mare și o spun clar. Este un argument pentru mine să fie votați. Argumentul celălalt, profesionalismului, l-a spus. Despre fiecare sunt convins ce a făcut în viață, ce a făcut în Parlament, dacă a fost sau dacă n-a fost, ce urmează să facă. Dar calitatea asta este foarte importantă. Nu trăda votul cetățeanului. Dacă ți l-a dat, rămâi acolo. Domnul Simeon, vă rog să-mi permiteți un minut să mai fac o precizare. Chiar legea după care vreau un ultim lecție. Legea deschiderii piețelor a fost votată de 2 săptămâni în Parlamentul României, în Camera Deputaților. Este la domnul președinte al tuturor românilor, la promulgare și evită să o promulge. Că nu știu despre cine vorbiți. Președintele tuturor românilor, domnul Klaus Iohannis, nu dânsul este. Ei, care sunt motivele pentru care nu promulge această lege? Care sunt motivele pentru care nu deschizi piețele? Pentru că în piețele din România sunt produse românești, sunt produse cu gust românesc, sunt produse proaspete, care poți să mergi să le iei în fiecare zi, sunt produse la un preț accesibil. Oare ce facem noi prin închiderea piețelor? Promovăm importurile, da? Măcar să promovăm creșterea prețurilor la anumite alimente străine. Nu este corect tot ceea ce se întâmplă. Cetățeni producători agricoli din România la ora 5 dimineața dânsi merg în piață, dar nu mai este piață, la marginea pieței, acolo ne l-a fost acordat acest drept, să-și vândă marfa pe jos, să-și vândă marfa în frig, în timp ce guvernanții merg la 9 la serviciu, găsesc 25 de grade, nu temperaturi negative pe care le suportă producătorii în stradă. Da. Ei, acestea sunt ideile, să știți, despre cetățeni, despre a ajuta cetățenii și despre a fi alături de cetățeni atunci când au nevoie de piețele din România, de produsele din România, de gustul din România. Cine vrea să facă acest lucru să nu mai existe? Noi nu vrem. Nici unul din parlamentarii Partidului Social Democrat. Ducem mai departe creșterea pensiilor, dublarea alocațiilor, creșterea salariilor. Orice lucru dintr-o creștere economică, orice creștere economică trebuie să se regăsească în două lucruri. În investiții, în infrastructura din România, ca să modernizeze România, și nivelul de trai al cetățenilor din țara ta. Nu faci acest lucru, nu ești aproape față de români. Nu pui
antreprenor de pompe funebre, director de spital, manager de spital, nu pui chelner, manager de spital, nu pui coafeză la nu știu ce instituție publică. Nu. Este exact ideea despre ceea ce vorbea domnul primar Dan Bobozanu, de a pune oameni potriviți la locuri potrivite și oameni care și-au demonstrat probitatea și expertiza profesională. Maximum 3 minute, 4 minute mai avem din această emisiune. Nu pot să nu trec peste acest subiect sau să trec așa peste subiectul ăsta. Spuneți că sunteți în echipă, constat că sunteți în echipă, asta este foarte bine, înseamnă că locuitorii municipiului Hunedoara și de ce nu ai județului în speță au de câștigat. Spitalul municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, unul dintre cele mai bune spitale din județ, dacă nu cumva chiar cel mai bun, cu un management de excepție din punctul meu de vedere, și asta la modul pozitiv, nu la modul negativ, declarat spital COVID de către Ministerul Sănătății. Cum comentați ambii? Scurt, în 4 minute, cam puțin. Bună. Eu am spus ați și adresat o scrisoare deschisă capul locului că am ținut cont de părerile personalului medical și m-au convins că nu este o decizie înțeleaptă, după care la rândul meu am întrebat al specialiști. Consider că e normal să fim spital suport COVID, dar în același timp să tratăm și patologia non-COVID. Și pentru că nu mai avem timp, vă spun doar atât. În toată perioada aceasta, din la începutul martie... Ați mai avut o dată greu cu umerii dumneavoastră. Sigur că da, și am fost tot timpul în prima linie, cu rezultate foarte bune. Suntem primul oraș care am achiziționat acel PCR, unde facem teste și imaginați-vă, am făcut peste 27.000 de teste pentru cetățenii din județ și județele limitrofe. Am tratat peste 1.000 de bolnavi COVID, da, și peste 30.000 non-COVID. În momentul acesta, din păcate, prin această decizie a Ministerului Sănătății, suntem obligați să tratăm doar bolnavii COVID, iar cei cu alte patologii trebuie să se adreseze altor spitale și este foarte complicat. Nu avem un război cu nimeni, nu am un război cu DSP-ul sau cu prefectura, pentru că nu am de ce. Am colucrat foarte bine. Foarte multe lucruri. Am colucrat foarte bine. Dar decizia pe care a luat-o Ministerul Sănătății nu este o decizie înțeleaptă. Înțelept este ca să lași toate spitalele să fie și spital suport și în același timp și spital pentru non-COVID. Să ne implicăm cu toții, nu doar unii. Asta este singura rugăminte. Iar eu vreau să-i asigur pe toți cetățenii municipiului Hunedoara că deciziile care se iau peste capul nostru trebuie respectate. Noi nu suntem pe picior de război, dar nu respecta o decizie. Eu am atras atenția prin această scrisoare deschisă că cel puțin, cum să zic, aproape 100.000 de cetățeni din municipiul Hunedoara și satele din Ținutul Pădureilor vor avea de suferit și vor sufoca pur și simplu Spitalul Județean din Deva, pentru că ei vor trebui să vină la Deva să se trateze și să se interneze de alte boli. Atrag atenția, nu doar COVID-ul este boală, sunt și alte patologii și alte boli, foarte grave de care suferă toți cetățenii. Spunea cineva de la alt partid, acum de curând, ce crezi că celor de la Hunedoara nu le convine în cadrul unei emisiuni? Tu știi câți bani ia spitalul? Zic, nu cred că putem rezuma totul numai la bani. E vorba de sănătate. Cu sănătatea nu te joci. Nu politizezi. De aceea nu m-ați auzit să fac atac la adresa cuiva, da, elegant, rezumăm spun, că nu este o decizie înțeleaptă. Nu este o decizie bună. Păi nu, aveți dializa, dar asta gata cu dializa acum, nu? Poftim? Aveți dializa acolo, gata cu dializa. Nu, dializa a reușit, după discuții cu dânsii, a reușit să o păstrăm la Hunedoara. Ar fi culmea să ducem 25 de bolnavi dializați în alte părți după ce am investit atâția bani. Am reușit să păstrăm și oncologia și policlinica, dar, de exemplu, haideți să vă dau un exemplu simplu. Dacă se întâmplă un accident de circulație cu victime în Ținutul Pădureilor, la 5-5, da? Ei bine, ambulanța care trebuie să vină de la Deva, se duce, ia rănitul sau răniții din accident și nu se oprește la secția de primiri urgențe de la Hunedoara, trebuie să vină la secția de primiri urgențe de la Deva. Pentru că la Hunedoara, doar dacă ești COVID, ești primit. Of. Am înțeles. Domnilor, vedeți, o chestiune de timp de care depinde viața multor cetățeni. Uneori vorbim de secunde sau minute. De aceea, domnul primar spune că nu este o decizie înțeleaptă, pentru că nu au fost puse în balanță toate ideile și măsurile
care trebuiau luate drept față de cetățenii care locuiesc în acel oraș și în arealul împrejurat. Să știți că eu sunt convins că Ministerul Sănătății va analiza cu celeritate scrisoarea noastră, acel comunicat, și lucrurile vor fi puse pe făgașul normal, pentru că cred că undeva s-au pripit. Nu e vorba că a făcut-o cineva cu intenție. Departe, gândul de mine, n-are nicio legătură cu politica, nu este nicio intenție la adresa municipiului Hunedoara, doar că a fost o decizie pripită. Și cred că zilele acestea vor trebui să o analizeze și să dea un răspuns. Depinde din partea cui a venit decizia asta. O decizie neprofesională, din punctul meu de vedere. Da, dar pe de altă parte, una care recunoaște profesionalismul celor de la Spitalul din Hunedoara. Dacă îi s-o luăm pe partea cealaltă, pentru că au degrevat alte spitale unde e cum e și le-au dat oamenilor ăștia că vezi, doamne, cum a spus fostul prefect, care noi din partea noi. Da, le-au dat oamenilor ăștia că ei au mai fost. Hai să-i lovim pe premianți. Da, hai să-i lovim. Hai să-i pedefim pe premianți. Din punctul meu de vedere este și o decizie politică, pentru că nu le convenea modul în care Partidul Social Democrat, prin vocea primarului de Hunedoara, care administrează spitalul municipal din Hunedoara, și prin managerul la spital, care este pe post prin concurs, un manager profesionist, Radu Budaie, și cu un primar profesionist, Dan Băbuțanu, administrau extraordinar de bine acest spital. Acest lucru nu le-a convenit niciodată celor de la Partidul Național Liberal. De ce să fie în frunte alții? De ce să fie cetățenii alături de alt partid? Pentru că acest partid și acești oameni întotdeauna au fost aproape de cetățeni și vor fi aproape de cetățeni. Gândiți-vă, spitalul din Hunedoara funcționa extraordinar de bine și non-COVID este electoral. Nu trebuia să fie transformat spital COVID. Dacă vreți să ajutați spitalul de la Hunedoara, am făcut și o interpelare pe această temă, am avut discuții cu domnul primar Dan Băbuțanu, discuții profesioniste, adică să-mi spun exact ce se întâmplă acolo, la cabinet la mine au venit sesizări și telefoane de la medicii din spitalul municipal din Hunedoara, am discutat cu managerul spitalului municipal din Hunedoara, am făcut interpelare politică să-mi spună de ce a fost ales acest spital să fie transformat spital COVID, care sunt criteriile și de ce nu anulează acest ordin. Din punctul meu de vedere, trebuie anulat acest ordin pentru a veni din nou în sprijinul cetățenilor din Hunedoara. Vreți să ajutați spitalul din Hunedoara? Dotați-l cu paturi mai multe la ATI, ajutați cu fonduri să se redimensioneze acea rețea de oxigen, pentru că este aproape de blocaj. Faceți tot ceea ce înseamnă fonduri cât mai multe pentru a testa populație cât mai multe, creșteți capacitatea de răspuns a spitalului și lăsați-l spital non-COVID la Hunedoara. 30 de secunde, că tot discutăm. Eu am vrut să fiu echilibrat și să nu dau vina. Eu nu. Dar dintr-o dată mi-am lăsat aminte de un lucru. Ne certăm unii cu alții, PSD, cu PNL, exact. Acum. Dom'le, dar uităm vinovatul adevărat, ăla din 2011, Băsescu cu PMP-ul. Păi cine a închis, domnule, spitalele în România? Că erau vreo 70 ceva de spitale la un moment dat închise. Iar ăștia de la PSD, ăia de la PNL, ăia lui Cioloș, toți au trebuit să muncească, să redeschide toate spitalele. Și acum ne plângem că nu avem pe cine să facem spital COVID. Și uităm că oamenii ăia trasește ea politică sau cred că și pe la PSD trebuie să fie. Oamenii ăia lui de la PD, de la PDL-ul ăla. Domnule, ăia sunt principalii vinovați. Ăia trebuie arătați cu degetul. Băsescu ne ține lecții în fiecare seară cum ne batem noi cu COVID-ul. Dar când a închis mai el spitalele. Candidații PMP-ului care n-au nicio treabă cu nimic. N-au absolut nicio problemă cu nimic. Oameni pe care nu-i votează nici la colțul străzii. Oamenii au și ne țin lecția. Acum e cam mult spus asta. Bine, că așa este. Au obținut la voturi de n-au mai putut, că am avut și nu, n-am zis candidat. Asta, am spus că poate sunteți un pic cam dur. Sunt cam dur. Nu, da. Sunt dur cu aia care n-au făcut nimic, care și-au bătut joc de sistemul sanitar și care astăzi vin și dau și lecții. Ei dau lecții cum facem noi și cum ne batem cu COVID-ul. Bă, băieți, dar atunci când ați închis voi spitalele, voi chiar credeți că noi am uitat? Așa repede uităm? De aceea nu vreau să politizez nici împotriva PSD, nici împotriva PNL. Dom'le, hai să arătăm exact adevărul. Au închis spitale sau n-au închis? Da, că închideau și Hațegu, închideau și Orăștia, închideau și Bradu, și Vulcanul, aduceți-vă aminte, toate le închideau. Vedeți, acum toți trebuie să ne acum sunt bune. Cap, să nu știm cum să facem, să devină performante peste noapte.
De-aia a fost reforma care ne-a propus-o Partidul Democrat Liberal cu Băsescu, actualii foarte mulți membri în Partidul Național Liberal, Partidul Mișcarea Populară, da? Ăștia sunt oamenii care vin să ceară votul. Partidul Mișcarea Populară nici nu prea acum, există la urmă. Acum, domnul primar, domnul Bobuțanu, că cere una, că îl dau oamenii... Nu, sănătatea nu trebuie să aibă coloratură politică. Da, sănătatea nu trebuie să aibă. Corect. Vă rog să mă credeți că în momentul în care ajungi la spital... Sănătatea și învățământul și dumneavoastră, sunt prioritare. Pe dumneavoastră sănătate vă întreabă unde lucrați doar atât ca să vă scrie fișa. Nu, da. În rest, aceeași atenție trebuie să primiți din partea fiecărui medic care vă tratează. Nu că sunt în presă sau sunt om politic sau sunt om simplu. Și la municipiu Hunedoara o primiți. Această atenție, să știți. Sunt convins. Domnilor, nu vă mai întreb de mesajele electorale că le-ați transmis din plin. Domnul Toma, dacă vreți totuși să spuneți ceva în 20 de secunde, un mesaj electoral, dacă mai există și altul decât cel pe care l-ați transmis până acum? A spus foarte clar colegul și prietenul meu Dan Bobăuțanu, majoritatea pedeliștilor se găsesc în PNL, nici ei nu mai știu care este PNL-ul, care este PDL-ul, sunt cei care au închis școli, au închis spitale, au tăiat pensii, au tăiat salariile. De ce întotdeauna când Partidul Social Democrat a venit la guvernare cu un proiect clar, cu un proiect predictibil, a reușit încă din prima zi de guvernare să mărească pensiile, să aducă salariile la cotele normale, să deschidă spitalele exact despre care colegul meu vorbea, să nu fie la ora actuală închis Vulcanul, Orăștia, Bradu, iacătă ne bucurăm de spitalele deschise. Să redeschidem școlile, nu să le ținem închise și să le deschidem doar pentru secțiile de votare. Am înțeles. Școlile trebuie să fie funcționale, economia trebuie să fie funcțională, Toma, sănătatea prioritară. Cu tot dragul și toată stima pe care vă port. Și eu vă mulțumesc. Domnule Bobuțanu, vă doresc putere de muncă acolo la Hunedoara, că aveți nevoie. Mulțumesc, așa este. Văd că pe sub mască se vede deja oboseala și e nebărbierit Bobuțanu. Rar îl vezi așa. Sunt zile grele. Sunt zile grele și lumea viața s-a schimbat. Să fim... Lumea așteaptă să vadă cum reacționăm și domnule evident Toma, îți pui speranța și în cel care dă mesajul. Vă doresc succes în alegeri și faceți în continuare echipă, atât cu Bobuțanu cât și cu ceilalți, că văd că e ok. Cel puțin din punctul meu de vedere. Mulțumesc. A nu se înțelege că sunt membru sau simpatizant PSD. Chiar sunt apolitic, iar simpatiile mele mă privesc pe mine. Stimați respectatori, Ilie Toma, candidat la funcția de deputat sau de deputat din partea Partidului Social Democrat și în același timp Dan Bobuțanu, susținător al listelor de candidați PSD, atât pentru Camera Deputaților, cât și pentru Senat, au fost invitații noștri. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, rămâneți cu noi, numai bine.